Domnule deputat, vă doriți să candidați la președinția organizației de SNPRL? Da, voi candida la președinția organizației. Să ne dați și câteva detalii la partea. Adică de ce? Ce vă mână? În primul rând, prin oportunitatea care mi s-a creat în urma voturilor prezidentilor de a ajunge deputat, vreau să aduc un nou suflu în filiala PNL Brăila, o nouă echipă și o echipă prin care putem să construim și să ne batem cu adevărat cu PSD. Din punctul meu de vedere, în primul rând, trebuie să scăpăm din PSD și din PNL. Și o să enumăr la momentul oportun. Acum sunt în campanie internă, este doar vreau să fie o campanie curată, fără atacuri personale, pe cineva cu votări colegii noștri să susțină și care crede că este cel mai bun, să câștigi. După alegeri, vom trage linie și vom pleca de la zero să construim o organizație sănătoasă, bazată pe credere, să nu mai... Toate că dumneavoastră v-a convenit tot timpul, mie nu mi-a plăcut un singur lucru când am intrat în politică, tot ce s-a discutat între noi a ajuns în presă. Aș vrea, din această filială, să creeze o mare familie. Când îi numiți pe PSD-iști din PNL? După alegeri. După ce ieșiți președinte sau chiar dacă nu ieșiți? Chiar dacă nu ies, eu mi-asum. Și veți faceți? Nu foarte mulți, dar semnificativ. Deci au candidat până acum? O să vă răspund la întrebare, mă duceți în punctul în care vă spun. Deci prima mișcare pe care vă face în calitate de președinte, dacă veți fi ales, va fi să faceți curățenie. Da, nu voi da pe nimeni afară. Asta să fie clar. Dar și faceți curățenie. Și acum cum scăpați? Oamenii care au legături cu PSD-ul vor fi marginalizați. Nu voi da, dacă voi fi președinte de filiale, nu voi exclude pe nimeni. Îi țineți la ușă la ședințe? Nu vor mai avea putere executivă. Ca tramvai un depou. Da, deci domnul Cancian... Vor mai avea putere executivă, Mihaia. Domnul Cancian și domnul... Deci nu vor mai... Da, dacă câștigă vreo funcție. Dacă o câștigă... De vicepreședinte, de exemplu, da? Dacă ieși ieșiți președinte... Da, și eu nu vă canta doar, eu vă canta o întreagă echipă. Deci mergeți în alegeri cu echipă? Da. Dar domnul Cancian și domnul Coman, pe cine susțin la președinția partidului? Pentru că domnul deputat Popa Alexandru acum a spus că va candida, îi voi susține. Deci nu mai așteptam să vedeți dacă mai candidați altceva, nu aveți alte... Nu am nicio... Preferințe. Preferințe. Ne-ați probat de știați înainte, n-a aflat ca domnul acum. Eu... Acum a confirmat oficial. Eu îl și mulțumesc pe domnul Alexandru Popa din momentul în care a devenit candidat. Da, ținând cont că la momentul actual PNL are un președinte interimar, de ce nu îl susțineți? Care sunt motivele pentru care nu îl susțineți pe actual? Eu, din câte știu, domnul, sau cel puțin la ultima discuție care am avut-o, domnul... A zis că nu candidează. Nu candidează, da. La toate acestea. Și asta nu înseamnă că la ora aceasta nu respect și nu... Da, astăzi președintele partidului la Brăila este Cătălin Bonu. Sunt lucruri complet diferite. Noi, dacă suntem într-o precampanie electorală în interiorul partidului, asta nu înseamnă că ne dăm foc unul la altul. Nu. Ne respectăm, facem echipă, dar e și normal ca la alegeri fiecare dintre noi să își formeze o echipă din care, pentru care să lupte. Dar pentru că vă ține, cum îl vedeți în postura de candidat? Nu văd ca un candidat. Nu concep să nu formez o echipă unită și o echipă bazată, în primul rând, pe relații personale, să fim prieteni și când unul din noi va fi atacat, nu de PSD sau de alt partid cu adversar, nu, o să fim uniți și să răspundem cu aceeași voce. Nu vreau să mai existe rupturi între noi doi, între noi toți, vreau să fim uniți și să mergem cu același lucru.